Cel mai arogant premier al României a fost demis cu cel mai mare număr de voturi care s-a dat în Parlamentul României pentru o moțiune de cenzură. Astfel, Câțu devine cel mai catastrofal președinte al Partidului Național Liberal. Românii mor carbonizați în spitale. Iohannis ne spune relaxat că statul a eșuat. A eșuat pentru că românii au ajuns să se teamă de lucrurile care trebuia să-i salveze, nu să-i facă să urască țara în care trăiesc. O părere foarte bună. Fiindcă domnul Câțu a căutat să ruineze țara asta. A făcut împrumuturi până nepoților mii, poate termenă de a achita datoriile care le-a făcut el. Și pentru ce le-a făcut nu spune nimica. Dom'le, i-am investit în șosele, în afară de podul ăla de la Brăila, în țara asta nu se vede să facă ceva. E o mafie foarte mare. O mafie foarte mare și chiar dacă vine unul cinstit, ailalți îl dovoară. Deci nu mai avem încredere în nimeni. Nu se mai poate. Nu, fiindcă n-a ținut cu noi. N-a ținut cu țara, n-a ținut cu oamenii României. El și-a făcut pe el ce a vrut el să facă pentru el. Pentru țară n-a făcut nimic. Nu se vede nimic, absolut nimic nu se vede. Nemulțumirea mehedințenilor se datorează guvernului care nu a știut să gestioneze situația și care a mărit prețurile în ultima perioadă, dar a uitat că au promis creșterea cu 40% a pensiilor. Asta odată în plus arată nemulțumirea poporului. Dar nu cred că nu se va face nimic. Deci la noi totul e dirijat așa. PSD s-a ținut de cuvânt și a depus moțiune împotriva guvernului, când cealaltă moțiune s-a împotmolit în erori constituționale. Au votat cu bilele la vedere, risipind astfel toate suspiciunile vehiculate de USR Plus sau AUR.